începând cu data de 5 august 2019, la nivelul județului Caraș-Severin, avem înregistrat al cincelea produs tradițional. Este vorba de produsul cârnați din carne de capră Calasoceni, fabricat în satul Soceni, comuna Ezeriș, un produs binecunoscut deja în piețele județului Caraș-Severin, pentru că producătorul nostru este prezent în târgurile cu produse tradiționale de mulți ani. Trebuie să precizez că produsul tradițional este acel produs alimentar fabricat pe teritoriul național, pentru care se utilizează materii prime locale care nu au în compoziția lor aditivi alimentari, prezintă o rețetă tradițională și un mod de preparare tradițional. Așadar, în județul Caraș-Severin avem 5 produse tradiționale care sunt prezente la toate târgurile organizate în județ, la nivel național și peste hotare. Se înțeleg că ei sunt prietenii dumneavoastră. Ajutorul. Da, ei-s baza aici la stână. Ăsta negru, ăsta care le-a bace, i-a bătut. Și ăștia alții de forță în cazul în care e nevoie ca să intervine dacă vine lupul noaptea. Ați avut probleme? Într-o singură noapte o lătrat câinii s-o băgat tare de tot de când m-am mutat de partea asta la alta aici. Toți când era tânăr, un câine extraordinar de bun. Nici un cai gaz nici de capre. Da. Deschide, Costele, deschide. O chelă, partea lumea. În partea lumea. Ăsta ce-i? E băiat? Nu, e capră. Capră? Da, uite-le, hai mă, Gheorghe! Ăsta e țapul. Gheorghe, capră, e urmăș. Ăsta e șeful turmei. Am unul mai mare, mai mare, în coarne, se merge să-l vegem și pe ăla. Spuneți-mi, e greu să paști caprele? E foarte greu, că singurul ele aproape de 300, raghile sunt prin pădure, se rup, sunt... M-am avut una cu 20 de pierdere. Cred că una sau două le-au mâncat lupul. Nu dau de ele. Cum e programul? Cum începe? Depinde de când poate patronul să vină. La mulți. Eu și la 7, la 8 le-aș da drumul, dar te vine că e târziu. Pare că-l mulți singur. Atâtea capre. Cum îl cheamă? Dante, da, aceia doi, unul clopoțel și unul martinel. Ăsta e martinel, altul e clopoțel, deci aia din rasa aceea altă cu, tăpână. Aceea cu coale clopoțel, ăsta e martinel, fără coale. Și ăsta e Dan. Ăsta dacă îl prindeți din față e frumos. Ăsta e foarte frumos. Ăla e Dan? Da. Dane! Denuț, hai lămâș! Hai martinel! Deci, martinel, hai lămâș, hai! Ia, cale fotogenică, să vedem, hai! Tu ești artista, e vai că ești de frumoasă. Și mamă. Asta-i care ea, nu se dă de lângă dumneata. Hai, lămoș. Dar ce curioasă ești, ce frumoasă ești. Da, ești tare frumoasă, da, dragă, da.
Ești tare frumos. Se cum se uită toată la mine. Mm-hmm. Vede că e străin. Da. Petita, petita. Sunt 70 de neales trecuce. Am un efectiv de 170 de capre, în afară de iez. Cu iez cu tot am aproximativ 250 de bucăți. Din 70 am din rasa albă de banat, iar restul e metis. Deci eu sunt mulțumit de ele. Sigur, ca să faci performanță la o rasă, va trebui să mai treacă ceva timp, chiar câțiva ani de zile, ca să poți să le sortezi, deci rasa albă de banat, ca să fie cu o producție din ce în ce mai mare. Pentru că, în mod normal, e o rasă care nu chiar are atâta lapte de mult. Spuneți-mi, vă rog, cam care e investiția pentru asemenea afacere? Ca investiție, o prima dată, deci acum cam 10-11 ani de zile în urmă, am pornit de la un număr de 26 de bucăți. Deci atunci nu era o investiție mare ca să sâmbă chiar la buget așa de mult. În schimb, acum, dacă cineva vrea să se apuce de o afacere din asta, deci undeva la 150 de lei bucata, deci poate ca să cumpere. Și în raport de cât îl duce bugetul și asta. Dar e important e ca să poată să-și găsească o piață de desfacere pentru produsă. Deci eu am încercat, pentru asta am făcut și cârnațul de capră ca produs tradițional. Încerc să fac acum și brânza de capră cu mirodenii, atât cu ardei cât cu mărar, ca produs tradițional, fiindcă în felul ăsta, deci poți ca să-ți vinzi produsul mai ușor, deși cheltuiele apar în plus, bineînțeles, dar și produsele se pot vinge mult mai ușor atunci, în momentul când ești autorizat, ești legal și poți ca să ieși pe piață. Ne descurcăm foarte greu cu lucru, deci e foarte multă muncă, toată vara cosim la fân, cât că avem utilaje, e vorba și de timp, trebuie ca să-l usuci bine fânul, să nu fie plouat, să-l depozităm. Deci nu prea avem vreme ca să mergem la piață, ca să ne vingem produsul, deși la piață s-ar cumpăra dacă am merge ca să-l vingem. Pentru asta noi îl depozităm și atunci în momentul când apare târguri, organizat de Camera Agricolă, noi ne ducem și ne vingem produsul. Deci la târguri sunt chiar foarte mulțumit cum merge. Cât e un kilogram de cârnaț de capră? Un kilogram e 45 de lei cârnațul de capră și telemeaua e 25 de lei a de capră. Ca la magazin? Da, da. Deci așa ca prețuri, ca ăsta, deci eu sunt foarte mulțumit. Dar v-am zis, e foarte multă muncă, deci mulc singur, câte 3 bidoane de lapte de 75 de litri de lapte pe zi. După aia mergi toată ziua în câmp, din seara ești obosit și deci la o fermă de animale din asta așa mai micuță, deci cum e a mea, nu ai nici o zi de timp liber, nu ești liber nici de Revelion, nici de Paști, deci nu mai vorbesc de concediu, așa ceva, nu există la fermă din asta mică, pentru că nu are cine să aibă grijă de animale. Bătrână. Aia e mai bătrână sau cum e? Da, a topăta 4 iez. 4 iez odată? 4. Anul stopăta 4 iez, capra asta de aici, și anul trecut am avut una care a pătat 5 iez, dar a trebuit să o sacrific, fiindcă a ieșit stratul afară. Mamă, ce breton are! Unii Ionic, amă tale. Nu știu. Ionic! Așa la ei. Unii marinari. Ia costele, ca să nu sube. Că și cu mulțul ăsta nu e atât de ușor. Nu, deci la un moment dat încep mâinile ca să amurtă, încep să mă doară degetele, până mâna începe să-și dea drumul. După aia și revine la normal, dar la început e un pic mai greu. Deci încep să mă amurtă mâinile, să mă doară încheieturile. După aia merge, pentru că deci vin la mulți, după aia mă duc în câmp. Începem cu fânul.
Dar ce galben e laptele, gras. Da, asta e pulpa și acum începem la mult. Nu e timpul cu urmă. Cu ce, dacă le-am urge de 3 ore, atunci n-am mai lucrat nimic la câmp, poate numai cu morsul. Nu, nu e timpul. Asta e lapcele la o capră. De la o singură capră. Oho, pe acolo sunt aproape 2 litri. Da. Doamne. Gata, sură soarele la pe altă. S-a aranjat. Da? Așa e nispari care diare. Care? Aha, îi dăm. Am ceva tripoi unde găina aia jos acolo, unde la plaț, că l-am cosă prima dată și am umplut ala acolo, ăsta-i banul ăla. De lume, trebuie de frumos. Și am și pui de oriunde au scos. Asta-i bolnavă. Florica! Florica! Hai la moșu, Florica! Florica! Hai la moșu, haide! Hai, da, vină la moșul. Da, să trăiți, vă mulțumesc, la țară e foarte mult de lucru și trebuie să începem de dimineață și terminăm seara cam foarte târziu. Puneți-mi, vă rog, văd în spatele dumneavoastră un animal, deocamdată nu știm ce este, despre ce e vorba. Da, într-adevăr, este o capră pe care am tăiat-o, trebuie ca să o pregătesc pentru cărnață de capră tradițional și acum am lăsat un pic, fiind rea și afară, deci un pic frig, am lăsat-o afară la aer ca să se usușe. Deci a prima dată trebuie ca să să dispară un pic capa din ea, carnea trebuie să se rășească, că după aia se dezosează mult mai ușor și mașina de mașinat o mașină mult mai ușor, că carnea de capră se mașină un pic mai greu. Spuneți-mi, de ce sunt așa de deosebiți acești cărnați? Păi, într-adevăr, la unii le place extraordinar, deci cărnață de capră. Și eu mă bucur că în felul ăsta animalul, deci capra, e un animal la ora actuală cam fără valoare, deci nu prea are valoare. Și eu am încercat, deci fiind fără valoare, am încercat ca să-i dau o valoare totuși animalului, pentru că am observat că deci populația încet, încet reduce numărul de animale, în special la capre. Și care țineau 2-3 capre, renunță la ele, caută să le vindă, până că zice că nu este rentabilă treaba. Chiar așa e? Dacă nu știi să te descurci, într-adevăr, așa este. Deci până anul trecut, trimiteam pe nevastă mea în Anglia, în Austria, ca să pot să țin caprele. Mi-erau dragi niște animale care se lipesc de om, care și la ora actuală, dacă mă auge vocea, el încep să zbere când mă auge pe mine. Și, într-adevăr, deci, trebuia să o trimit încolo ca să pot să țin animale, dar odată cu ordinul domnului ministru ca să băgăm ca rasă animale, automat subvențiile au crescut și atunci am zis nu le mai vin, că începe deja să fie rentabil. Spuneți-ne, vă rog, așa arată o capră curățată de piele, tot absolut. Unde are mai multă carne? Cum o folosiți? Deci carnea cea mai multă o are în pulpă, în special în pulpa de dinapoi aici și în pulpa din față și pe gât are carnea. Aici, în porțiunea asta de coastă, e foarte subțire. Există capre care sunt mai groase sau său pe ele și există capre care sunt mai slăbuțe. Asta e o capră de medie, deci nici grasă, deci nici slabă. E o capră exact bună pentru pregătit. Aici mai are mușchi,
de la spate, și pe partea și pe alta, care iar există ceva carne. Dar, în general, deci o capră bună are cam, deci bună să fie capra, 10-12 kg de carne macră. Tranșarea. Încetăm ca să scoatem ale din față. E o carne mai roșie. Da, da, carne de capră, o carne mai roșie. Aveți în sus. Și după aia desfaceți tot de pe oase. Da, după aia începem să o dăm jos. Și cu oasele ce faceți? Oasele, ca să fiu sincer, așa merg la câini. Câinii au de preferință da, într-adevăr, aici este locul de pregătire, unde pregătesc animalul, deci unde îl tranșez, unde încep să-l mașin și, bineînțeles, că și locul unde îl bag pe mață. După aia, de aici o să meargă în afumătoare. E perioada foarte scurtă, cum i-am terminat, îi și duc la fum. Văd că nu mai inox tot aici. Da, păi așa și de DSV-ul, ca să... Avem mesele de inox, mașini de inox, șprițul pe care îl bag, înainte să fășea cu șpriț manual, trebuia să pun în pept ca să tragi, dar deci odată cu înaintarea în brâstă și probleme de la stomacul ăsta, e foarte greu ca să mai faci cu peptul și atunci am recurs la șprițul ăsta care e de inox. Știți, răspundere, 1000 de euro o cameră. Noi ni singuri. Un pic. Aici e partea cu fumul. Da, aici e partea unde ia fum. Acum fumul e un pic nou. Încă ei trebuie ca să primească o culoare, un roșu aprins, așa strălucitor. Trei zile sigur că începe ca să schimbe, să schimbe culoare. Piper cât puneți? Am o rețetă făcută specială și îi dăm cam 26 de grame de piper. Acum am pus un pic, acum punem boiaua. Acum trebuie să cântărim usturoiul. Conținutul de carne care e mășinată, îmbinată carnea de capră cu ardei de porc. Și acum venim cu condimentele. Observați, nu punem apă deloc în ea. Punem un pic de condimente și începem ca să o frecăm. Ce fain miroase boia. Da.
Australia, ne ajutăm de nou condimente. Punem tot câte puține condimente, ca amestecul să se facă cât mai bine. Se vede carnea de capre că e mai atoasă un pic. Da, da, și de la său un pic. Acum, aici mai există niște secrete, aici la prământat, la amestecatul cărnii. Trebuie amestecată foarte mult, până nu numai să se omogenizeze, și trebuie ca aluatul ăsta care e, trebuie să devină tare și să înceapă să crească un pic ca aluatul de pâine, așa să se separe că ar începe să crească, atunci deci el e suficient. E un secret foarte mare. Acum, deci, încă mestecăm bine. Da, avem vreo 20 de minute deja. Timpul n-am cronometrat exact cât îmi e, dar îl simt la mână. Deci el trebuie, acum devine, vedeți, o pastă deja începe creioasă, să devină, să se întărească, încă mai trebuie frământat. Cam cât a durat frământatul? Cam 20 de minute, 25, așa aproximativ. Văd că a devenit păstoasă, a venit da, cleată. Exact, ea a început să se întărească, la început părea pătoasă, după aia a început să se întărească și parcă începe ca să crească. Acum e suficientă de mestecat, o luăm și o băgăm în șpriț, în șprițul de carne. Ne ajută mai mult, v-am zis înainte, folosam șprițul de linț cu pieptul. Acum e și vârsta înaintată, dar face treaba asta și folosim șprițul ăsta de inox. Îl umplem. Așa, dumneavoastră, sunteți specialista cu mațele. Da, eu le spăl, le curăț, le flecusare, le limpezesc, le pun în apă călduță și ne apucăm de treabă. Da, sunt foarte subțiri, cum vă descurcați cu ele? Trebuie rasă curățace. Spălați bine și ne apucăm. Cum e șmecheria cu suflatul? Cu suflatul nu suflu. Nu? Nu suflu. Gata, acum poți să-i dai drumul. E gata, stop. Altul la rând. Mihai, dacă ți-e greu, poate să trebuie masă mai încoace. Dă-i un pic. Dă-i. Dă-i la carne. Gata. Începem. Stop. Acum continuare punem
așa rotund, să nu se... pe drum. Stop. Acum facem ultimul cărnaț, care iese din cantitatea pe care am băgat-o. Și? Cu asta, deci am încheiat activitatea mea, acum o să înceapă soția, eu îi duc până la fum, la fumătoare, și de acolo îi începe să-și facă activitatea ei, să ia fume, să-i pună pe prăjinile respective, să facă focul. Trecem la o altă activitate deosebit de importantă. Degeaba am muncit, dacă nu i-am afumat cum trebuie, n-am făcut nimic. Trebuie să îi afumăm cam în două zile. Eu fac focul, las să aprindă lemnile, după aia pun rumegușul și să afumă. Trebuie să urmăresc în continuu, că să face flacără și nu-i bine. Nu-i bun că ei s-ard, să usucă. Și trebuie în continuu să pun rumeguș, să ia fum, să deschid ușa. Da. Și mi-e frumos, o zi plăcută. Spuneți-mi aici. Ești gata. Vedeți el cum s-a rupt. Deși mie. Da. Fără chimicale, fără nimic. Eu nu vorbesc, eu nu știu să vorbesc. Vorbești tu că ești bărbat. Acum vreau să vă spun, deci ăștia de sus, ăștia au căpătat temperatura care trebuie. Au început să curgă un pic de pe ei, deși ei nu au grăsime, dar totuși puținul ăla de său care a rămas, a început să curgă. Deci ăștia acum vin luați de la fum partea asta de sus, vine ștergi cu un prosop fiecare bucată separat și atunci vine lăsat pentru uscare. După aia care vine depozitat în ladă și merge spre vânzare. Ăștia de jos, ăștia sunt cărnați condimentați, făcut cu ardei iuce, ăștia și ăștia. Și ăștia, ăștia trebuie ca să mi dau un pic de fum de temperatură, ca să-și capice aceeași culoare ca și ăștia de sus. Am avut o grieblă cu o coadă lungă și am dat așa și a stricat cuiburile. Mai avem un... Da, mai au cui? Și ăsta cum vă rămas? O, fost doi, unul... Că și culoarea diferă, la ai de sus față de jos. Asta e un roșu mat și ăla e un roșu mai aprins.